Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. La fotoliul cu ghimp. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie fotabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresul? Cât a costat? Sunt Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu ghimb. Suntem în studioul Capital TV, evident, unde avem din nou un domn invitat, un domn primar. E vorba despre Lucian Albu Weber, primarul comunei Hărău din județul Hunedoara. Bună ziua, domnule primar, bun venit în studioul Capital TV, cred că prima oară anul ăsta. Bună ziua, mulțumesc din invitație, salutăm și pe cei care ne urmăresc. Da, este prima oară anul ăsta, nu numai la dumneavoastră, este prima ieșire, da. Așa, sperăm să fie una de bun augur, chiar dacă ați început direct la fotoliu cu ghimb. Acum, noastră, cunoașteți și stilul televiziunii noastre și stilul meu. Direct. Știți că va fi o emisiune directă, fără ocolișuri, fără ascunzișuri și mai ales nevorbită, ca să spun așa. Domnule primar, am început 2021, a trecut ianuarie, s-a dus și februarie, iată-ne în 1 martie. Da. Am văzut că ați fost în compartimentul de producție și le-ați urat doamnelor și domnișoarelor la mulți ani, așa, pentru 1 martie. Da, așa este frumos. Ați dat mărțișoare astăzi? Nu, urmează și pe această cale profit să le mai urez o dată la mulți ani și o primăvară cât mai frumoasă. Acum, nu știu cum e cu mărțișoarele astea, sunt introduse pe la bun personal, pe la ce o să faceți? Nu mai pupați doamnele? Că... Nu, de data asta nu. Așa. Trecând de la glumă, dar de fapt nu e chiar o glumă, că e de-a dreptul serios. Da. Spuneam că a trecut ianuarie, februarie, este un 1 martie, buget încă nu avem, probabil că mâine va intra la vot în Parlament, din câte am înțeles. Cum au fost aceste două luni pentru noastră la primăria comunei Hărău? Adică cum ați funcționat? Bun, ați funcționat cu 1/12 din bugetul anului trecut. Dar nu știu ce înseamnă acest 1/12, că una e să funcționezi cu 1/12 din 50.000 de lei și alta e să funcționezi cu 1/12 din 10 milioane de euro. Acest 1/12 este un fel de a funcționa, să nu mori, să zic așa. Adică să-ți achiziți utilitățile, restul investițiilor, de investiții noi nu poate fi vorba pentru această perioadă, adică din fonduri proprii mă refer, investițiile care sunt semnate, contractele, acelea se derulează, dar tot acum din luna martie, pentru că nu a fost timpul prielnic pentru construcții, să spun așa. Deci, într-un fel v-a încurcat, într-alt fel nu v-a deranjat foarte tare. Da, pentru că nu ne-a permis timpul să facem lucrări de construcții. Sperăm să ajungă bugetul cât mai repede și la noi, deși eu zic că undeva prin luna april, spre sfârșit. De ce spre sfârșit? Poate chiar cu toate termenele, cu toate până la probi. Da, stat în dezbatere publică și toate alea, durează. Ne apucă Paștele. Avem noroc că acesta sunt mai târziu, pe 2 mai și... Da. Bun, acum nici nu e an electoral, așa că domnii n-au avut niciun motiv să se grăbească, fac 5 luni de economie, practic. Sunt curios, sunt foarte curios cum o să fie bugetul pe anul ăsta, pentru că
O să vedem un buget și imediat pe urmă va veni rectificarea din iunie, iulie, când de regulă la rectificările astea din iulie se mai taie din ele, că așa au făcut cam toate guvernele. Sperăm să nu fie cazul. Bun. Ce proiecte avem pentru 2021 în Comuna Hărău? În Comuna Hărău cel mai important proiect este cel cu privire la gazul metan. Documentația este depusă de anul trecut. Din discuțiile care le-am mai avut cu colegii primari care fac parte din acest parteneriat și consultant și proiectant și pe la București, am ajuns la concluzia și mi s-a și confirmat faptul că începând cu luna martie se vor analiza proiectele depuse și cele care vor fi declarate câștigătoare, să spunem așa, se va semna contractul de finanțare și se vor demara lucrările. Noi sperăm că vom fi printre cei câștigători și vom da drumul la lucrări, pentru că este o investiție majoră pentru Comuna Hărău, cu atât mai mult, pentru ceilalți parteneri poate nu este chiar așa de importanță majoră, pentru că, de exemplu, Șoimușul are rețele de gaz. Care, da, a fost, de exemplu, domnul Irimie acum săptămâna trecută și spunea că e foarte bun și își dorește foarte tare. Absolut, vrea să extindă, dar totuși Hărău și Raportul suntem singurele dintre cei șapte parteneri care nu avem de fel în comună Gaz. Și este un lucru foarte important, pentru că dacă ai utilități, canal, apă, infrastructură de drumuri, gaz, poți să atragi și investitori, cam ai ce să le oferi. Nu știu, parcă la dumneavoastră sunt una dintre, dar tot a plecat de la o investiție privată, parcă acolo, și a ajuns o atracție turistică la Biljardini Dizoie, nu cred că se supără nimeni. Chiar merită vizitat locul ăla, uite, îi fac publicitate în mod gratuit în momentul ăsta. Da, avem câteva obiective interesante pe raza comunei și am o discuție cu colegii de pe partea asta, culoarul nord, cum îi spunem noi, se poate crea un traseu turistic, fiecare are câte ceva interesant. Da, adică e comunei. Un castel pe acolo. Este un castel, mai avem biserici, monument istoric. Da, la vară, în apropiere, imediat un complex, complex, nici nu știu cum să-l numesc, Steaua Mureșului, despre el vorbesc. Da, pe teritoriul comunei Raport. Da, sunt foarte aproape unele de celelalte. Da, am spus că se poate crea un traseu turistic. Poate ar trebui promovate un pic mai mult, dar, mă rog, asta ține și de administrarea celor care le au. Bun. Gazul este foarte important pentru noastră, sperați să atrageți investitori, dar de ce ar veni, de exemplu, investitori în Comuna Hărău? Aceeași discuție am purtat-o și cu domnul Irimie de la Șoimuș. El îmi spunea că, domnule, suntem la 5 minute de Deva, avem foarte mult intravilan, foarte mult teren, se vând terenul, se pretează la hale, la construcții, la tot felul de chestii. La noastră, cum e? Noastră nu sunteți la 5 minute, sunteți la 10 minute de Deva. Da, dar suntem și noi, spun eu, avantajați de faptul că suntem undeva la jumatea distanței între cele două urcări pe autostradă, și Simeria, și aici la Șoimuș, ceea ce poate crea un avantaj. Am și avut discuții și au fost foarte, foarte mulți interesați să vină să dezvolte o afacere, inclusiv din Elveția. A și achiziționat terenul în zonă, dar cu perioada aceasta de pandemie, din păcate, lucrurile s-au oprit pentru moment. Sperăm să treacă cât mai repede și să-și reia interesul, să revină pentru a dezvolta ceva în zona, crea locuri de muncă. Forță de muncă acolo. Da, absolut, absolut. Ar exista. Am înțeles. Și asta cu gazul, ca să revenim, de fapt, când ar putea să aprindă omul hibritul și să aibă gaz în casă? Dacă noi vom semna contractele de finanțare, așa cum și sperăm,
până în vară. Termenul de execuție este 2023, cu posibilitatea de prelungire, dar nu ne dorim acest lucru până în 2024. De regulă ei se mișcă. Da, până în 2024. Deci nu mai mult de un an. Da, da, termen de prelungire. Da, exact cum a spus, dacă firma este o firmă serioasă și a lucrat în domeniul respectiv, se poate termina în 2023. În 2024, când o să veniți în campania electorală, o să puteți puncta, ziceți, băi, am reușit. Da. Eu sper să fie în 2023, să fie mai repede. Am înțeles. Cum e cu... am văzut că, deși de o săptămână s-au redeschis porțile școlilor, orașele au început să închidă rând pe rând, ba licee, ba școli generale, ba tot felul de... Deși domnul competentul, domnul inspector școlar șef, cum s-o numi eu, domnul Purvan, îmi spunea că sunt pregătiți, mie mi s-a părut că n-au fost pregătiți cei din educație mai deloc pentru redeschiderea școlilor. Drept dovadă și ceea ce se întâmplă. N-au fost pregătiți nici ca măsuri de prevenire, nici ca măsuri de transport ale elevilor. Din niciun punct de vedere n-au fost pregătiți. A fost așa o heirupeală din asta, cel puțin în județul Hunedoara, că aici știu foarte bine lucrurile. Da. În ce privește cultura... Apropo, înainte de a vă răspunde, domnul Purvan, ați promis în mod public că veniți la un fotoliu cu ghimbi. V-am sunat zilele trecute, m-ați trimis la departamentul de presă. Ce să fac acolo la departamentul de presă? Să beau cafea cu PR-ul dumneavoastră? Nu, mulțumesc. Aștept în studio, aștept să vă onorați promisiunea. Vă rog. În ce privește funcționarea unităților de învățământ pe raza Comunei Hărău, grădinițele au funcționat cu program normal în Chimindia și Bârsău. În ce privește școala, am avut neplăcuta surpriză, nici nu s-a redeschis bine, că a trebuit să funcționăm în scenariu roșu, pentru că, din păcate, femeia de serviciu din școala respectivă a fost confirmată pozitiv și inspectoratul școlar și DSP-ul au lăsat pe umerii Consiliului de Administrație a școlii să ia decizia care crede de cuvință cu privirea închiderii. Păi normal, că mai nu toată lumea se spală pe mâini. Decizia Consiliului de Administrație a fost de a stopa pentru o săptămână învățământul, cursurile față în față. Da. Între timp s-a făcut din nou o dezinfecție și o să reînceapă din nou. Sperăm să dureze cât mai mult. Dar modalitatea asta, o săptămână acasă, o săptămână față, nu-i ce trebuie. Domn primar, eu știu că dumneavoastră ți-ați un om și direct și sincer și cu coloana vertebrală. Transportul elevilor de acasă la școală, da, și înapoi se face cu microbuzele alea anti-CVEC și de mult, pe care mai și scrie Ministerul Educației, da, și Cercetării, parcă. Cam așa e și mentalitatea celor de acolo. Nu știu ăștia care au venit, dar văd, nu prea dau semne că ar fi mai breji decât ceilalți. Asta vis-a-vis de imaginea microbuzelor. Multe dintre ele sunt vechi, dar nu despre asta e vorba. Dom'le, transportul, când îl iei pe țâncul ăla de acasă și îl aduci la școală, se face cu distanțare socială? Nu cred. Din păcate, nu. Din păcate, nu. Noi am încercat în așa fel să se efectueze cursele. Există un singur microbus care trebuie să aducă de pe 3 sate elevii la centru. Am făcut fel de fel de scenarii, să plece mai repede, ca să poți... Dar oricât ai dori să faci lucrul ăsta, este destul de complicat. Deci cu un singur microbus, da, să aduci destul de câți complicat. Copii? Mulți? Da, este destul de complicat. Nu ai cum să faci lucrul. Asta este una dintre variantele în care copiii transmit unii altora sau transmit din familie.
și așa mai departe. Una dintre ele, adevărul, care e foarte simplă. Da. Plus că, din punctul meu de vedere, acești copii, deși, iată, suntem de un an de zile în toată nebunia asta de pandemie, încă nu au învățat să se protejeze ei pe ei, dar nici părinții nu le mai spun. Am văzut, asta spuneam și într-un live de-al meu pe Facebook, dom'le, am văzut copii pe stradă cu masca aia albastră, cu cârpa aia, că da, e o cârpă, nici măcar cârpă nu e o hârtie, murdară. Deci murdară, da, de atâta sunt purtat. Care, sunt familii care nu pot asigura zilnic acea mască. Sunt și familii care la finalul programului vin și își ridică copilul de la școală, dar destul de puțini. Restul se duc singuri, cei care merg cu microbusul, se duc cu microbusul, cei care rămân, da, în localitate. Degeaba vine omul și își ridică copilul singur de la școală sau și la exact, duce. Dar că el intră în contact cu ceilalți vreau care... Să spun, cei care locuiesc în localitatea de centru unde funcționează școala, se duc împreună spre casă. Când au ieșit din... Grupuri. Grupuri, nu, nici mască, nici... Da. Destul și atunci nu ne mai mirăm, da, de ceea ce se întâmplă. E foarte, foarte greu. De... Mergând la alte proiecte pentru Comuna Hărău, ca să închidem subiectul, da, ăsta, pentru că sunt foarte multe, da, lucruri de povestit și până la urmă unele sunt, altele nu sunt de competența noastră. Da. Și vorbind de școli, de grădinițe și de toate lucrurile astea, cum sunt la dumneavoastră în comună? Chiar dacă sunt online, chiar dacă... Eu sper că din toamnă, până în toamnă să finalizez construcția la grădinița cea nouă, să funcționeze într-o locație așa cum ne dorim noi. Am pregătit un proiect și îl depunem pentru modernizarea școlii clasele 1-4 din Hărău, cu încălzire în pardoseală, cu tot ce trebuie să fie de asemenea o locație lucruri așa cum ar normale, trebui să da, fie. Mai avem proiecte și alte proiecte în derulare, mai pregătim proiecte. Acum, ce mai vrem să implementăm în prima parte a anului este RENS-ul. RENS-ul? Da, cu, ce asta? Cu nomenclatura stradală. Ziceți-mi ce e RENS-ul, regulamentul de... Mă gândesc că e ceva de genul ăsta, nu? Un da, regulament, ce? Da, e nomenclatura stradală cu... Este o, regulament să... european, regulament nu știu ce, cu numerotarea da, de numirea ce străzilor. Așa, ce va face asta? Noi vrem fiecare, să fie, facem un program online, așa, oriunde, de oriunde, și salvare, de când intră în programul respectiv, o primit un apel și se duce pe satul Chimindia, de exemplu, numărul 15, îl duce direct, exact ca un asta fel de, fel de, Waze. De GPS. Nu. Uh-huh. Aici, da, e aplicație. Aplicație. Vrem să dezvoltăm cine vrea să intre, absolut tot ce vrea să știe despre Comuna Hărău. Și că discutam mai înainte de turism. Locația la grădinile din Zoe, locația la Biserica Sfântul Nicolae, monument istoric din Bârsău, dispensarul medical, primăria, absolut tot să fie pe o hartă și să poți... cât se poate de vizibilă. Da, sigur că și da. Altceva ce mai vrem să dezvoltăm, să poată plăti taxele și impozitele online, adică să nu mai vină omul. Asta e cu digitalizarea. Da, să nu mai vină omul, să da, nu mai fie... Astea se fac la nivel central, național, sau puteți implementa strict fiecare dintre fiecare, administrațiile fiecare publice locale? Fiecare își poate implementa, dar există obligativitatea implementării, nu cu privire la taxe, cu privire la RENS, la ce spuneam, cu nomenclatura stradală. Dar noi vrem să venim în sprijinul cetățenilor, mai ales cu perioada aceasta de pandemie, mulți s-au ferit să... Să mai iasă, să mai da, vină. Și să... preferă să plătească cu cardul, altfel, să nu mai aibă... Foarte să bine. Să aibă acces, să știe... Și cum v-ați gândit să implementați chestia asta online? Sau ați făcut-o deja? Nu am făcut-o, suntem în discuții cu o firmă de profil, avem și mai multe oferte, inclusiv cu
firmă care ține contabilitatea pentru, pentru instituția deci noastră. Deci ce trebuie? Creată o platformă pe care omul să o acceseze, exact, care să aibă legătură cu serverul primăriei și cu compartimentul impozite și taxe, probabil. Exact. Am înțeles, nu e mare scufală până la urmă. Nu e mare scufală, dar pentru cetățeni contează. Sigur. Și când ați vrea să implementați lucrul? În special pentru cei care au proprietăți și sau au mai multe proprietăți și nu de fiecare dată sau stau în, efectiv în comuna Hărău. Mm. Cu apa ați mai avut probleme, domn primar? Cu inundațiile sau cu apa? Cu apa. Cu apa. Și cu și cu. Da. Da, cu apa aia de băut. Cu apa de băut n-au mai fost probleme cantitative. Pentru că m-am săturat să mă tot rog de unii și de alții și am achiziționat pompe la timp, ea mai... V-ați făcut pomană cu apa prod sau cum? Da, ea mai stresat de pomană cu... să le fie, nu? Ea mai stresat cu telefoanele. Cât ați dat pe pompele alea? Păi să nu credeți că sunt destul de scumpe, undeva în jur la 1000 de euro o pompă. Bun, poate pentru o primărie îți bani 1000 de euro, dar pentru apa prod era sunt, fix sunt. Un mizilic. Să știți că sunt. Câte pompe ați luat? Două? Trei? Vreo șase. Vreo șase. Și nu vi le impută curtea pe urmă? Păi nu, nu le impută, că așa de bine au făcut contractul și procesul verbal de predare-primire fosta conducerea OAT-ului și cu apa produc când a preluat, încât primăria poate să... Au lăsat portiță. Da, să investească cât de mult. Și că hai mă că mi l-ai dat mie, dar mai bagă tu niște bani. Dar lucrurile nu o să rămână așa, pentru că nu, din punctul meu de vedere, nu este ok. Apa Prod ar trebui să ne plătească o redevență. Normal, că dumneavoastră aveți acolo un... Noi am făcut un serviciu, l-am predat, așa văd eu lucrurile. Acum, așa le văd și eu. Acum să mai deci am discuție. Ați făcut un serviciu, ați creat o infrastructură, ați predat-o, după care să prime, apa oamenii bani, ăștia, oamenii s-au legat la apă, ca să aibă oamenii apă, că Apa Prod nu dădea pompele, ați cumpărat și pompe, deși rețeaua era a lor, dar ei în timpul ăsta au emis facturi și au încasat bani. Absolut. Am mai avut discuții, că n-am renunțat la ideea de a aduce apă din partea de la Șoimuș. De la Șoimuș. Mi s-a spus că nu are rost să mai facă investiția datorită faptului că într-un final vor face master plan. Master planul, dar vă spun sincer, dom'le, dar mai sunt multe bărbi, cum nu s-au săturat ăștia să vă tot dea bărbi așa cu marmota care învelește ciocolata în staniol. Vis-a-vis de master planul ăsta. Caut povestea asta, domn primar. S-a licitat. Nu v-ați lucrat de 10 ani de zile. 107 au. Da. Care vine de la Gioagiu, duce până la Dobra, Coloarul Nord, s-au licitat lucrările. O să înceapă cu siguranță anul acesta. Corect. Și pe urmă nu să aibă pe unde să tragă master planul. Pe unde mai vii cu conducta de apă? Punte, înțeleg, în afara localităților, da. Te duci pe lângă partea carosabilă. Dar în interiorul localităților, pe unde mai mergi? Bună întrebare. Spargem din nou? I-ați întrebat? Ce-a făcut? Da. Și ce au spus? Cât de aproape de fundațiile caselor și gardurilor cetățenilor, acolo unde le permite terenul. Pentru că... Păi sunt, da, poate, nu știu, poate sunt proprietar pe terenul ăla și nu vreau să te las să-ți bagi pe acolo. O să fie o problemă. O problemă majoră. Să-mi saptu mie lângă fundația casei. Da, și... Și cu conducte de apă. Oamenii au făcute podețe pe banii lor, pavaje, fiecare cum a crezut de cuvință, dar au făcut lucruri ok, să arate bine. Să arate bine și probabil că legale. Exact. Toate le-au făcut legal. Ei, acum venim și le stricăm. Cine le mai face? Ca să le readucem la starea inițială pe urmă povești de babă surdă. Am înțeles. Eu v-am spus și am spus să o spun de... Amatorism. 2 ani jumate o spun, că nu cred în acest master plan și mi se pare cea mai din mare punctul meu barbă de vedere este servită. Amatorism. Da. Bun. Și cu apa cealaltă, cu inundațiile? Cu inundațiile am avut o discuție cu doamna director
de la Apele Române. Urmează săptămâna asta să am o întâlnire cu dumneaei. Am înțeles că au prins în planul de lucrări pe anul respectiv și Valea Bârsăului și Valea Bampotocului, dar vreau să mai am o discuție cu doamna, să fiu sigur, să-mi spună și perioada când se vor executa aceste lucrări și în ce constau. Pentru că noi... Dar doamna știe cu ce se mănâncă. Veni vorba de Apele Române și nu știu de ce mă duce gând. Da, la ce mă duce povestea care s-a tot răstogolit în ultima perioadă. Se pare că e o gașcă mare aici în societatea asta. Nu știu, nu cunosc și nu mă exprim deocamdată în direcția asta. O să am o discuție cu doamna director, văd cum stau lucrurile, văd ce lucrări sunt prinse efectiv acolo. Și sper să se demareze cât mai repede, pentru că eu ca instituție publică nu pot accesa niciun leu pe niciun fond. Păi nu, că e al lor. Nu sunt administrator al lor, deci nu am niciun drept și nici dumnealor că le-am solicitat să ne le predea nouă până să accesăm fonduri, să derulăm proiectul și pe urmă să le predăm înapoi, când se poate că accesează dumnealor fonduri în sensul ăsta. Da. Adică, băi, eu vreau, dar degeaba vreau, că dacă nu e a mea, n-am cum. Exact, în schimb, la apă, acolo, ați putut să cumpărați pompe, că există portiță. Acolo, da, există. Nu, primar, dar știu că vă chinuiați la un moment dat, adică vă chinuiați. V-ați fi dorit foarte tare, se plângeau oamenii, că na, suntem în 2021, că vor și ei telefon, că vor internet, că vor chestii de gen cablu, parcă vreau, ce vreau. Da. Sau televiziunea. Televiziunea așa. Prin fibra optică. Așa. Fibra optică. Este în trei localități. Bârsău, Hărău, Chimindia. Asta cu ce? Cu este tot cu televiziune, cu tot cu internet? Nu, cu este fibra optică, rețeaua principală, să spun așa. În Bârsău este și cu pentru televiziune și așa. În Hărău urmează să se extindă pe străzile lăturalnice. În Chimindia la fel. Și mai trebuie dusă de la ieșire din Chimindia în următoarea localitate, în ultima localitate, în Bampotoc. Asta era povestea de anul trecut, n-au mai dus-o. Nu au dus-o, deocamdată internet există și în punctele centrale ale comunelor, în zonele dispensarilor medicale, în zonele parcurilor. Bine, acum asta cu internetul, loc de școală online. Da, în zona școlilor există... Uh-huh. Internet gratuit. Și copiii acasă au toți ăștia care lipsează la școală? Nu au toți. Nu au toți. Din păcate. Din păcate nu au toți. Vedeți? Am înțeles. Aș vrea să vorbim un pic despre, dacă sunteți de acord și dacă aveți ce să-mi răspundeți, bineînțeles. Eu îmi aduc aminte de anul trecut, emisiunea cu Lucian Hărău mie îmi plac, pentru că așa cum am mai spus, spune lucrurilor pe nume și nu se fărăște. Îmi aduc aminte că anul trecut mi-a spus la un moment dat ceva de Asociația Comunelor, că ați dori să candidați sau că v-ar plăcea, nu mai știu exact cum v-ați exprimat, să fiți președintele acestei asociații, cel puțin la nivelul județului Hunedoara, și că vor fi alegeri. Știu că au fost și mai știu că nu sunteți președintele Asociației Comunelor pe județul Hunedoara. Acum, între timp, eu am făcut niște săpături. Nu numai la județul Hunedoara, da, ci la nivel național, pentru că am aflat de fapt că există și o asociație a comunelor la nivel național. Este asociația comunelor la nivel național. Asta e ca o filială. Da, filială. Deci, nu așa. Mai mult decât atât. Și acum o să vă rog să fiți foarte atenți, estimați spectatori, pentru că presim că urmează un subiect interesant. În România există Asociația Comunelor din România. Da. În care sunt înscriși, cred că aproape toate primăriile de comună din țară, indiferent de culoarea politică. Sunt înscrise comune din toate județele țării, da, mai mult sau mai puține dintr-un anumit județ. În ce privește județul Hunedoara, unde am datele concrete, pot să vă spun că sunt 53 de primării. Înscrise din județul Hunedoara. Bun. Primării de comună, pentru că orașele în asociația orașelor... Păi sunt două asociații, una a comunelor, alta a orașelor. Și a municipiilor. Aole.
Deci, și mai este o asociație a orașelor cu stațiuni balneoclimatice. Acum vorbim strict despre asociația comunelor. Da. Poți să trecem noi și la asociația orașelor la un moment dat. Pentru că, de multe ori, în munca de teren, mergând prin birourile primarilor, scuze, am văzut câte o plachetă. Da. Primar de câte stele? În funcție de mandat. Cu câte mandate ai? Dacă ai un mandat primar de o stea, de primar de două stele, primar de... De obicei se atribuie de la cei cu trei mandate. Deci primar de trei stele, primar de patru stele. Asta, după cum spune domnul Hărău acum, deci nu e în funcție că primarul ăla e vreun deștept, sau, vezi, doamne, a atras 684 de milioane de euro în comuna sa prin Asociația Comunelor. Nu, are trei mandate om. Ca așa a fost să fie. Deci asta înseamnă primar de trei stele. Le-am văzut foarte, în foarte multe birouri de primari. N-am întrebat niciodată ce-i cu aia, dar săpând am aflat. Și am mai aflat ceva. Cel puțin la nivel de județul Hunedoara. Că dumneavoastră, ca și comune, plătiți o taxă. Atât către asociația, filiala județeană, cât și către filiala națională. Da. Taxă care se ridică, care e în funcție de numărul de locuitori. Da. Și care la unii se ridică la vreo 20.000 de lei pe an cu totul și la alții și sare chiar cu mai mult. Depășește, da. Adică vreo 200 de milioane. Da. Bun, acum să facem o medie, să zicem că 200 de milioane ar fi taxa. 200 de milioane ori 53 de primării din județul Hunedoara, câte miliarde fac? Vreo 10? Sau vreo 100? Fac, doar că acești bani nu se duc toți la Asociația Comunelor București. Și ca să o luăm cronologic, da, într-adevăr, anul trecut mi-am manifestat asta cumva, a fost așa introducerea. Da, dorința de a candida la un moment dat la această funcție, după ce fostul președinte Mircea Rovinar, de altfel prietenul meu și, sincer, îmi pare rău că a pierdut alegerile, dar asta este viața, conform statutului nu mai putea ocupa funcția de... Ei nu mai era prima. Exact. Și atunci mi-am manifestat la vremea respectivă intenția de a candida. Om, într-adevăr, alegeri au fost, președinte nu sunt, dar nu sunt pentru că nu am candidat și dacă nu am candidat, n-aveam cum să fiu. Dar de ce n-ați candidat? Dar motivele pentru care nu am candidat nu au depins în totalitate de mine, să zic așa. Mi-am dat seama destul de repede că, din păcate, sunt jocuri politice și interese... Jocuri politice în Asociația Comună? Da, din păcate, da. Și interese mărunte care pe mine mă dezgustă și las un gust amar. Interese mărunte? Mărunte. Mărunte. Vom reveni asupra mărunte. Acestei... Da. Păi, unul dintre interese și de unde mi-am și atras o anumită opoziție, mai mică sau mai mare, chiar și din interiorul partidului de unde provin, a fost angajarea sau crearea unui post de director executiv în cadrul organigramei Asociației Comunelor. Deci Asociația Comunelor trebuia să aibă și un director executiv? Deci până când au fost președinte... alegerile locale, toată treaba Asociației Comunelor a făcut-o președintele. După ce... Mi se pare și normal. Da, păi dacă îți dorești să fii președinte, asta ai două variante. Ori îți dorești ca să faci treabă, ori îți dorești ca să fii președinte, să ai doar titulatura, nu știu la ce te ajută, păi și să te plimbi în stânga și dreapta la fel de fel de întruniri, de cele mai multe ori pe banii primăriei, asociațiilor, care vin din primărie. Ei, imediat după aceste alegeri am avut o discuție cu Mircea Rovinar. Și o zbăruse... Ia stați un pic, că eu intuiesc deja despre ce e vorba. Deci nu se poate. Dacă eu intuiesc despre ce e vorba, crearea unui post de director executiv. Da. Pe care urma să fie numit domnul Rovinar. Da, asta este. Eu fiind membru în Consiliul Director... Cum adică asta este, domn primar? Stați să vă explic.
Așa au Dar venit, ce așa e aici? Venit, Moșialul, venit, mama, nu mai sunt președinte. Stați un pic, propunere. Că m-am enervat. Nu, deci m-am enervat, cu tot respectul pentru domnul Rovinar. Pe care de altfel nici nu-l cunosc foarte bine, dar mă rog, cu tot respectul. Adică nu te-a mai vrut electoratul din comuna, ce comună era el? Vălișoara, parcă primar, da? Bă, nu neg realizările lui ca primar, dacă le-ar fi avut. Dar deci, până la urmă, de-aia te-a pus lumea acolo primar, că da. Ai zis că faci, că dregi. Nu te-a mai vrut lumea, te-a schimbat cu o domnișoară, o doamnă, nici nu știu. Acum tu ai rămas fără loc de muncă. Aoleo, dar e diabolic de-a dreptul. Da, are loc de muncă totuși. Are? Am înțeles că lucrează la Minvest, nu știu ce. Și mai vrei să... Păi stați că acolo nu se știe cât... Da, mă rog. Cât cum. După care, să-ți facă foștii tăi colegi primari, să pun un președinte care să facă cu Consiliul Director, cu nu știu cine, încă un post de director executiv ca să iei tu salariu. Da. Bă, e nesimțire de-a dreptul asta. Asta a fost și asta e pe banii noștri? Pe banii... Da. Da. Am fost... Și nu o spun asta, nu o spun asta ca să... Nu, am intuit-o, pur și simplu mi-am dat seama de... Pentru că n-am niciun motiv să ies în evidență, dar trebuie să spun realitatea. Am fost singurul care m-am opus atunci, am spus, băi, eu unul nu îmi asum treaba aceasta, deși era atributul Consiliului Director să hotărască schimbarea organigramei, angajarea directorului executiv și așa mai Dar departe. Dar ce să facă directorul executiv? Să facă treaba președintelui. Adică să menta dintr-o parte să într-alta sau ce? Sincer, dacă ar vrea să facă treaba, ar fi ce să facă. Ar fi ce să facă. Ajungem și acolo. Vă rog. M-am luptat cu ei și am spus, băi, lăsați să hotărască adunarea generală. Eu nu pot să hotărăsc în numele tuturor celorlalți colegi. Normal. Angajăm pe X, Y sau Z să-i dăm un salariu și ceilalți să nu fie întrebați, doar să plătească. De bun simț. De bun simț. Adică chiar dacă eu aveam posibilitatea asta, păi, eu sunt, cine sunt eu, primarul de la Hărău, da, sunt membru în Consiliul Director, da, hai, facem, dar și urmă, nu mai întreb pe restul. Nu, apreciez lucrul ăsta, pentru că, până la urmă, dumneavoastră plătiți din banii contribuabilului. E, având această poziție, mi-am atras... Antipatii. Antipatii, în special, din cei care doreau să facă această chestiune, inclusiv din partidul de unde provin. Acest lucru nu a fost abandonat. De ce din partidul din care proveniți? Că dumneavoastră sunteți de la PSD și Rovinar era de la PNL. Păi, da, dar... Dar ce, funcționează USL-ul sau ce? O persoană care, și nu mă feresc să o spun, e primarul la Băița, Diniș Damian, care și înainte a fost prim vicepreședinte și acum, datorită înțelegerilor politice, și nu mă feresc să o spun, și care a votat la adunarea generală, în loc să voteze candidatul PSD-ului, l-a votat pe cel al PNL-ului. Da, și domnul Furdui, parcă. Exact. Este tot prim vicepreședinte. Și adică, n-a și mie, dă și ție. Da. Deci, și pe ordinea de zi, în urmă cu aproape o lună, n-au abandonat ideea și a fost trecută modificarea organigramei și crearea acestui post. Din nou am avut dispute și într-un final s-a scos de pe ordinea de zi. Deci nu se mai creează. S-a scos atunci. Domnul Rovinar, promit că dacă ajungeți director executiv la Asociația Comunelor, vă supuneți legii 544 acolo, că-s bani publici. Dar eu spun în fiecare că lună vă cer raport de activitate să văd pentru ce luați salariul. Cât ar fi salariul la un director executiv? Nu s-a discutat. Acum pot să meargă de la... Cât se stabilește în Consiliul Director, cât hotărăsc primarii, că îi acordă. Nu e o limită, minim, maxim. Dar nu vă e rușine, domnule, pe cuvântul meu. Nu vă e rușine. Eu cred că n-au abandonat această idee. Deci mai vă întreb și eu așa, ca de la simplu jurnalist, plătitor de taxe și impozite, bă, nu vă e rușine, că de dat respect omul pe care trebuie să-l respect. Dar în campania electorală ați venit o grămadă de la mine aici în studio și că suntem corecți, că suntem sfinți, că suntem... Ce facem aici? Corp la corp nu-și scoate ochii. Dar puneți, bă, un tânăr, dacă tot puneți acolo, puneți unul. Despre... N-am nimic, domnul Rovinar, cu noastră. Realmente, nimic.
Dar nu pot să înțeleg chestia asta, că nu mi se pare nici normală, nici de bun simț. Și m-am cam săturat, sincer. Vă rog. Acum, ca să revenim la cele două cotizații care se plătesc. Cotizația care se plătește la București nu este o cotizație mare, să zic așa. E 11 milioane jumate pe an, din care se întoarce o parte la, la filiala județeană. Județeană. Asta n-ar fi o problemă. Nu este... Doar pentru mine o problemă e și un leu. Da, corect, dar zic, nu este o valoare extraordinar de mare. Problema cealaltă este cotizația lunară, care noi o dăm Asociației Comunelor, dar și aici cumva am fost constrânși de lege, pentru că foarte multe primării nu mai au în structură. Dar e o lege? O trebuie să ne creăm... O fost, nu, o lege, nu scrie nicio lege clar că trebuie, nu scrie niciunde că ești obligat să faci în Asociația Comunelor biroul de audit public intern. Dar a fost o variantă care au practicat-o și alte județe la nivel de țară de a rezolva problema, pentru că noi trebuia să avem în cadrul primăriilor birou de audit public intern. Corect. Multe primării de comună au organigrama destul de restrânsă și nu mai puteau să creeze acest post. Curtea de conturi, prin deciziile care ne-a dat, ne-a dat termene clare de creare a birourilor de audit. Și atunci s-a auditor. Ajuns la varianta de a crea în... Dar asociația se controlată și ea de curtea de conturi sau de... Toată lumea se supune, sigur. A, am înțeles. Sigur. Având în vedere că sunt bani publici, da. Și s-a stabilit, de exemplu, în ce privește Comuna Hărău, plătim 15 milioane lunar, adică 180 de milioane anual, către Asociația Comunelor pentru serviciu de audit public. Dar câte auditori aveți? Păi, la ora actuală sunt 8, dar la... Păi, domnule, astea sunt 53 de comune. 53 de comune. Păi și cum, numai pentru audit se plătesc banii ăștia? Acești bani doar pentru audit. Dar ce salarii au auditorii ăștia? Să știți că n-au salarii mari. Vă, păi și o să vă cum? Surprindă, dar nu au salarii, au salarii sub salariile unei contabile de primărie. Și restul de bani care rămâne în conturile asociației, ce se întâmplă aici cu ei? Aici sunt o problemă, este o problemă pentru că nu toate primăriile plătesc la timp. Am avut primării care n-au plătit de la înscriere din 2012. Nu le dau numele aici, că nu are sens. Nu are rost, da, așa. Dar bine, au făcut. Dar n-au s-au plătit anul acesta, înainte de alegeri, că nu aveau drept de vot. Dacă nu e conform statutului. Și au plătit o grămadă de bani din bugetul local către asociație. Da, ca să fie la zi cu plata, să-și pot exercita dreptul de vot. Dreptul de vot. Eu aveam o viziune cu privire la dezvoltarea asociației. Nu, mie spuneți-mi ceva, că nu mai avem mult timp. Da. Și nu vreau să rămânem așa. Da. Ok, dăm bani. Facem consiliu director, punem și președinte. Da. Funcționează USL-ul. Da. Dar care e, domnule, scopul asociației astea înainte de în afară de a face câteva chefuri, câteva întâlniri și a da câte o plachetă cu primar de 3 stele, 4 stele? Dacă am fi cinstit și corect și nu am ține cont. Adică, din câte știți dumneavoastră, s-a făcut vreun proiect prin asociație care să aducă banii? Asociația Comunilor, dacă ar funcționa corect așa. Și să nu facă politică, nu doar în cadrul filialei județene. La nivelul așa, național. Eu nu pot să spun ce aș fi făcut eu, deși majoritatea înțeleg. Nu mai are niciun rost acum. Și, exact. Și probabil s-așteptau la așa ceva și din motivul ăsta mai și fost faultat. Nu, ne plac, domnule, oamenii cu corul. Dar președintele Asociației Comunelor nu ar trebui să țină cont cine este la guvernare acum. Și ar trebui să preseze lucrurile acolo. Cum? Ce fac ceilalți? Ce să fac? Poți să faci inclusiv amendamente pe buget. Care e problema? Se puteau face. Da. Adică, băi, județul Hunedoara a primit puțin bani. De ce? Comunele astea de unde și-au bani? Amendamentele s-au respins. Vorbisem cu Natalia Intotano la telefon, vă spun acum o chestie. Dar nici nu văd un primar, sau poate foarte puțin.
Dacă la guvernare este PSD-ul, dau un exemplu, și primarul Asociației Comunelor din județul respectivului PSD să se apuce să facă asta. Eu poate o făceam, nu știu, nu vreau să iau în evidență, dar așa mi se părea normal. Adică trebuie să intrăm odată... Măcar s-o fi făcut, chiar dacă nu se aprobă. Într-o normalitate. Nu știu când se vor împărți banii în funcție de proiecte, în funcție de număr de locuitori, în funcție de, nu știu, de cu totul alte criterii în afară de cele politice. Am înțeles, domnul Lucian, dar eu un lucru nu am înțeles de, din toată povestea asta. Da. Ce se întâmplă cu banii? Bun, dăm salariile la auditori. Și restul? Atât. În rest, stăm în chirie. Așa. Pentru că Asociația Comună nu are un sediu. Bun, dar bănuiesc că mai există bani în conturi, că acolo păi, sunt bănuți. Din ce cunosc de la ultima dare de seamă, mai era 1 miliard și ceva în contul asociației. Cam puțin. Și mai era încă 1 miliard și ceva de recuperat de la cei care nu au păi plătit. Bun, și de atâția ani de zile cât 1 miliard încasat, pe ce s-a dus? V-am spus, chirii, utilități, noi funcționăm, acum vreau să fiu cinstit până la capăt, chirie nu se plătește. Funcționăm unde este și casa căsătoriilor la etajul unui serviciu rutier, acolo e un spațiu a primăriei DEVA. Deci stați și pe moca acolo. Da, doar că se plătește căldură, apă, curent. În acel spațiu mai funcționează și jandarmeria și încă nu știu ce instituție. Stați pe moca, plătiți doar utilitățile și salariile exact, auditorilor. Exact. Și mai sunt vreo 2 miliarde și ceva în cont. Unde s-or fi dus restul banilor, Dumnezeu știe. Da, asta la nivel de județ, ce-o fi la nivel de țară, nu știm. Asta este la nivel de județ. Trebuie să te poți dezvolta, de exemplu... Stați, că nu trecem așa ușor. V-am prins și îmi place că îmi răspundeți la întrebări. Oare tot asociația asta e asociația care transmite invitații primarilor? Vă invităm la simpozionul, nu știu ce, la hotelul, nu știu care... din așa să 2 zile. La nivel de țară. La nivel de țară. Da, dar asta se face nu numai decât Asociația Comunilor, anual. Orașelor, anual. Acum n-a mai fost anul ăsta decât într-un cadru foarte, foarte restrâns, doar președinții filialelor județene au participat având în vedere starea asta de pandemie, dar în anii din urmă, da, erau... Deci promit că pe fiecare primar de comună de astăzi înainte și promit în mod ferm, am să-l întreb dacă e în Asociația Comunelor și care e scopul pentru care acolo. La 53 de primării, de exemplu o filială județeană care funcționează foarte bine și și-au dezvoltat servicii nu doar pe domeniul de audit public intern, pe domeniul de urbanism, pe multe domenii care să vină în sprijinul comunei, este Alba. Este Alba. Dar noi ne uităm și dăm exemple doar de ce ne convine. Ne uităm la 2 județe din țară care au angajat director Neamț și Timiș și vrem să luăm exemplul ăia. Noi ne uităm la vecinii noștri care, într-adevăr, e Ghiță Damian acolo, președintele asociației, filialei județene, care, într-adevăr, a făcut treabă și a venit în sprijinul comunelor. Deci eu înțeleg așa, dacă tot dau un ban, măcar să știu pe ce îl dau. Da. Că nu îl dau de la mine din buzunar, îl dau din banii comunității. Se pot face lucruri atâta timp cât îți dorești să le faci. De cât timp e asociația asta? Păi Asociația Comunelor a luat ființă, nu vreau să greșesc, aproximativ. 2011, 2012. 19. Deci are vreo 90 ani. Da. Are. Nu, 90 ani, ori câteva miliarde pe an, ori nu știu ce, eu vreau, sunt foarte curios dacă s-a reflectat înspre comunitățile locale a căror primari sunt înscriși în asociație ceva din banii, nimic. Până, măcar vreun serviciu. Până la momentul când s-a făcut serviciu de audit public intern, era doar taxa care se plătea la nivel de țară și se întorcea o parte aici, dar nu avea nici alți angajați pe care să-i plătești. Am înțeles. Adică nu avea cheltuiel, nici nu sediu era la primăria Vălișoara, așa s-o moștenit de când s-a înființat. Da, de acolo era președintele, fostul primar înaintea lui Robinar, urma preluat el
Și acolo a rămas sediul la primăria Vălișoara, dar nu erau angajați și atunci banii, nu știu, efectiv, nu eram atunci primar, nu aveam legătură cu... Mai rămâne ce în asociația asta? Vreau să văd acum la prima ședință a Consiliului Director exact ce... Dacă mai introduc pe ordinea de zi... Exact ce doresc să facă, domnului pentru director. Că... Dar asta cum e, cu numirea sau cu concurs? Cu numire. Păi de ce nu dați concurs? Păi poți să dea și concurs, dar... Mă prezint și eu. Da. Foarte bine. Că întrunesc condițiile, vă spun. Da. Nu trebuie să fii neapărat primar, este, nu? Oricum, n-au, nici n-au fost studiat statutul. Conform statutului, nu ai voie să fii membru de partid. Nu sunt. Nu de dumneavoastră. Am studii vorba, juridice. De alții care își doreau să fie directori acolo. Da. Adică sunt deci mai multe... Zic, dacă se face concurs, mă prezint mai multe eu. Aspecte. Nu poți ca președinte al Asociației Comunelor... ca președinte al Asociației Comunelor nu poți să promiți ce vei face tu. Pentru că tu nu poți să faci singur. Nu ai fondurile, nu-ți vin banii care îți vin, îți vin de la colegii primari. Tu cu ei trebuie să discuți și să vezi ce și cum. Și să vezi ce și cum. Și în momentul când nu ești imparțial și încerci să faci șopârle, cum am spus la început, și manevre din astea mărunte, de doi bani, interese mărunte, o să stea și ceilalți să se gândească dacă să mai rămână sau nu în cadrul asociației. Eu vă spun că dacă s-ar găsi o posibilitate de a face acest audit public intern, alta decât, și să deja se caută o alternativă, eu pot să vă scriu acum pe hârtie 10 primari care am discutat că ești, mâine plecăm din Asociația Comunelor. Pentru că mulți s-au înscris acum în ultimii 2 ani datorită curții de conturi care a trasat sarcină de a crea, nu le-a spus înscrieți-vă în asociație, creați-vă compartiment audit public intern. N-au s-a putut în cadrul primăriei și a fost varianta cu înscrierea în asociația. Dar poate comunilor. Se va putea. Poate se va putea. Am înțeles. Domnule primar, cu tot dragul aș mai sta cu dumneavoastră, dar nu mai avem timp. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Cu drag. Și promit că o să vă mai invit la fotoliu cu ghimbi. Vă doresc succes. Mulțumesc. Stimați telespectatori, Lucian Albu Weber, primarul Comunei Hărău, a fost invitat la fotoliu cu ghimbi. Vă mulțumesc și noastră pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu noi. Suntem cu ochii pe Asociația Comunelor. Domnul Purvan, o aștept la emisiune, așa cum ați promis, să vedem cât ați fost de pregătit pentru începerea școlilor. Rămâneți cu Capital TV, numai bine! Fotoliul cu ghimbi. Fotoliul cu ghimbi. Fotoliul cu ghimbi. La fotoliul cu ghimbi, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să-și o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresat? Cât a costat? Sunt Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.